Familie, faceți-vă bagajele! Plecăm acum! Ne mutăm din casa asta? De când așteptam? Mie chiar îmi place aici! Și mie, am tot ce am nevoie aici! TV-ul! Nu, bagajele pentru săptămână, pentru că mergem la mare! La mare, la soare, fetițele sunt goale! Ce ai zis? Nimic, nimic, era doar o melodie pe care o cânta bunicul. Așa deci, asta cânti tu în loc să cânti despre mine. Oh, minte, eu n-am mai auzit niciodată melodia asta. Nu mai e timp, mai bine vă grăbiți că altfel rămâneți fără bagaje acolo. Eu sunt gata, trebuie doar să scot televizorul din priză. Și o să mergi până acolo fără să te uiți la meci? O să mă ajute Ana să facă vraja aia ei de are televizorul curent oriunde merge. Da, sigur vă ajut. Auzi, mami, dar cu ce mergem noi acolo? Că mașină nu avem. Și în tancul bunicului nici măcar nu mă gândesc să mă urc. O să rugăm pe Ana să ne zboare până acolo. Eu zbor singur, n-am nevoie de ajutor. Doar aduceți-mi lasagna aia veche din frigider. Ai zis că nu ai nevoie de ajutor. Deci ia-ți lasagna singur. Am nevoie până începe procesul de fermentație din burtă. Ca așa să-mi folosesc propulsia. Mami, nu cred că Ana poate să zboare cu noi toți. Cum nu? Are super puteri și zboară. Sigur reușește. Uite-te la bunicul ce gras e, nici măcar cu macaron nu mai putem să-l ridicăm. El a zis că zboară singur până acolo. Perfect, așa, atunci așa facem. Nu ar fi mai ușor dacă vorbim cu bunica voastră să ne teleporteze acolo? Bună idee, draga mea! O să-mi contactez prietenii ca să ne teleporteze acolo. Bun, îmi iau bagajul și putem să ne teleportăm. Mamă, ce-ai făcut? Exact ceea ce ai zis. Ne-a teleportat la mare! Aoleu, n-am apucat nici măcar să-mi iau bagajul! Nu avem nimic la noi! Nu, televizorul meu n-am apucat să-l iau! Haideți repede la hotel! Nu avem bani de hotel! Și atunci cum îmi văd meciul? Sar și tu un meci, nu o fi foc acum! Că jocul se joacă și așa o să câștige cine vrei tu! Bună idee! Hai, Ronaldo, du-te! Du-te pe val și dă-i gol! Cred că asta este prima vacanță care mergem împreună. Am mai fost și la pădure, când era frig. Nu vorbeam despre noi toți. Vorbeam cu Ana, că e prima noastră vacanță împreună. Da, chiar este a noastră cu familia ta. O să mergem odată și singur, doar că mai am de strâns mulți bani. Au, 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 au! Mitică, ce-ai pățit, fiule? M-a înțepat ceva în picior, ceva rău de tot. Sunt mine inamice, Mitică. Nu ridica piciorul, că o să explodăm cu toții. Nu vezi că deja l-a ridicat? Aha, atunci suntem în rai deja? Nu, suntem la mare, e un loc frumos. Mă doare, faceți ceva. Se pare că Mitica a călcat pe un arieș de mare. Păi dacă e arieș de mare, nu trebuia să fie mare? Of, fistețule, de obicei ele se găsesc în apă, dar poate l-a adus un val la mal sau o persoană. Nu știu ce fel de arici, dar ce știu e că mă ustură rău. Faceți loc! Trebuie sub veninul din piciorul băiatului. Bunicule, nu mai suntem în 1500. Pentru asta avem medicamente acum. Încerc să găsesc un spital pe telefon, dar nu am semnal deloc. Da, nici eu nu am semnal. Unde mai exact la mare suntem? Nu am idee. Le-am spus să ne teleporteze într-un loc unde există nisip și apă. Of, bunico, cine știe pe ce insulă pustie am ajuns. Nu contează, ne bucurăm astăzi de mare și diseară ne teleportăm acasă. Aș vrea eu, dar nu merge să ne teleportăm fără semnal. Ce facem atunci? Cum scap de usturime? Mitică, trebuie să apeși cât de tare poți în zona rănii ca să iasă o travă. Au! Chiar e bine! M-a durut, dar mi-a trecut repede. Trebuie să ne dăm seama cum scăpăm de aici. Tu ai vrut vacanță, stai în vacanță acum. De parcă tu nu vrei să mergi acasă să vezi fotbalul tău. Chiar îmi place aici. Joacă echipa mea favorită exact cum vreau eu. Da, asta pentru că sunt echipe imaginare. Nu contează, important e că câștigă cupa. Nu am apucat să mănânc lasagna, că acum zburam cu toții de aici. Aș putea eu să zbor să caut ajutoare, poate o barcă, ceva? Nu, e mai bine să rămânem împreună. Împreună rămânem puternici. Dar mami are super puteri și n-are cum să ne atace cât timp ea este aici. O să ne atace bunicul dacă îi se face foame. Deja mă gândesc să te servesc pe tine, Mitică, la micul dejun. Nu mănânci nimic! Ai în burta aia mâncare pentru 50 de ani! Glumesc și eu, dragă, cu nepotul nostru. Trebuie să ne despărțim. Dar tocmai ce-ai zis că rămânem împreună. Nu mă contrazice. Tu, Iulian, te duci cu Ana să adunați lemne ca să facem un foc pentru diseară. Eh, măcar merg cu tine, Ana. Ca o vacanță în doi, că tot ziceam. Yay! Aventura, strigăm ura! Mitica merge cu bunicul la vânătoare. Yes! Ce tare! Merg eu la vânătoare, că mă pricep mai bine. Mai bine ca cine? Că decât mine, sigur nu. O să-l învăț pe Mitica tot ce știu eu mai bine. Asta nu-i de bine. Mitica, o să învețe numai prostii așa. Atunci merge bunica cu bunicul la vânătoare. Sper doar să nu mă vâneze pe mine. Știi că nu-mi plac extraterestri la gust. Nu-ți face griji. Păi și atunci, eu ce fac, mami? Tu, Mitica, o să stai cu taică-tu ca să aibă grijă de tine. Dar vreau și eu să fac ceva. Să merg cu Iulian. Nop, s-a decis deja. Eu merg cu Ana după lemne. Nu e corect. Hai, Mitica, aici lângă mine, ca să râd ce bine joacă băieții ăștia fotbal. Și noi, mami, ce facem? Noi o să stăm să ne bronzăm. Nu pot să mă întorc la București și să vadă prietenele mele că sunt nebronzată. Știi ceva? Ai dreptate. Merităm o pauză de odihnă.
Ana, dar eu nici măcar nu-mi dau seama ce lemn trebuie să luăm. Ia orice lemn găsești pe jos, că astea sunt uscate de obicei. Păi, dar nu înțeleg cum vrea să facem noi foc, adică o să luăm lemne și o să frecăm între ele până când se aprind scântei? Suntem oamenii peșterii? Suntem ca bunicul? Ești simpatic când ești prostătiundian, dar cu puterile mele îl prindem oricând. Deodată uit că ai puteri. Asta e plăcut, pentru că îmi doresc ca oamenii să mă vadă exact ca pe un om normal. Cu sau fără puteri, ești o fată specială. Foarte drăguț că spui asta. Deci ai zis că rupem crengile verzi din copaci pentru foc. Iulian... Glumeam, măi, glumeam. Crăci uscate de pe jos. Femeie, nu mai mă urmări! Dar asta înseamnă să stăm împreună să vânăm! Păi nu vânăm nimic așa, speritoși porcii mistreți! Singurul porc de aici ești tu! Și singura extraterestră e de aici ești tu! Păi chiar sunt! Și eu chiar sunt porc atunci! Aha, te-ai făcut singur porc! Am câștigat! Stai, n-am vrut să zic asta! Lasă asta! Ia zi tu, mare expert ce ești! Cum vânăm noi animale? Simplu, le strigăm! Ah, hai porc mistreț, hai porc mistreț! Nu așa, trebuie pe limba lor! Asta e mai mult limba ta decât a lor! Tată, eu nu înțeleg nimica din fotbalul ăsta. Cum nu? Uite-te, Ronaldo dă gol acum. Ba nu, dar eu văd doar valuri și nisip. Trebuie să-ți lași imaginația să curgă. Preferam să vânez cu bunicul sau să iau lemne cu Iulian. Te-ai fi putut răni, aici ești în siguranță. Nu pare să fiu în siguranță, adică chiar dacă stau pe plajă, tot mă poate înțepa un arici de mare. Dacă te mai înțeapă, îl luăm și îl mâncăm. Cum să-l mâncăm? E otrăvitor. În stomacul bunicului intră orice. Of, o să merg să mă pierd în pădure singur. Bine, fiule, ai grijă, mă găsești chiar aici când te întorci. Of, ce multă grijă ai tu de mine. Mă las să mă pierd. E chiar plăcut să mai stai câteodată să te relaxezi, să nu te gândești că trebuie să faci curățenie sau că trebuie să gătesc pentru voi. Momentan, când o să se întoarcă bunicul cu Prada, va trebui să gătești. Nu o să prindă nimic, îl știi pe bunicul. Da, ai dreptate, ce bine e, fără să-l mai aud pe smiorcăitul de Mitică sau de Iulian. Ar trebui să ne luăm o zi ca fetele zilnic. Vin și eu cu voi. Parcă aud o voce nervantă cunoscută în cap. Nu sunt în capul tău, sunt chiar aici. Mitică, parcă aveai ceva de făcut. Avem, dar nu-mi place să mă uit la valuri cu tata, că el are impresia că vede meciul. Probabil l-a bătut soarele în cap și delirează. Și ce te-ai gândit tu? Să vii să ne enervezi pe noi? Nu, să vin și eu să mă bronzez. Poți să stai aici, Mitică, dar cu o singură condiție. Să nu scoți un cuvânt. Bine, nu mai zic nimic. Tocmai ce ai zis? Chiar 4 cuvinte. Dar nu cred că au fost 4 cuvinte. Uf, Mitică, taci odată! Vreau liniște să mă relaxez. Hei, familie, am găsit multe lemne. Nu pot să cred. Chiar nu pot să am liniște deloc. Dacă ai găsit multe lemne, unde sunt? Le aducem Ana acum, a rămas în spate. Ai lăsat o singură fată să care lemnele și tu n-ai ajutat-o? Mami, Ana are super puteri, ea le cară cu degetul mic. Ah, da, aici ai dreptate. Mitică, dar tu de ce stai aici și taci din gură ca un bleg? Adică bleg, înțeleg că ca un bleg stai de fiecare dată, dar de ce nu zici nimic? Pentru că nu mă lasă sora mea să vorbesc. Familie, vești proaste, nu există niciun animal de vânat în locul ăsta. Prostii, erau acolo poși mistreți, dar nu au fost în stare să prindă nici măcar unul. Nu mă mai țin picioarele ca război ca să-i alerg. Cred că singurul porc mistreț pe care l-ai vânat tu, bunicule, a fost ăla gătit în farfurie. Deci nu avem mâncare, ați luat degeaba lemn. Semnal încă nu este. Ce ne facem acum? Petrecem noaptea aici? Nici gând. Ana, nu avem mâncare și nu vreau să rămânem aici peste noapte. Nu e problemă, pot să zbor eu cu voi, doar că vă iau unul câte unul. Să ne despărțim? Nici când. Dacă ultimul care rămâne aici poate să fie luat misterios. Eu zic să lăsăm pe tatăl vostru, că oricum n-o să-și dea seama că lipsim. Du-te, du-te, gol, hai cu pasa! Nu ne despărțim, ori împreună, ori niciunul. Ai cum să zbor cu noi toți? Nu pot, nu aș mai avea echilibru. Eu am o idee mai bună. Cu lemnele adunate de voi, o să construim o plută și o să navigăm de aici acasă. Ce tare! Am văzut un video așa. Vreau să merg pe apă. E periculos acolo, sunt rechini. Da, cred că asta e cea mai bună variantă dacă nu vreți să zburăm. Mă ocup eu să fac pluta. În război făceam câte una pe zi. Și de rechini, cine se ocupă? Tot eu. O să-i vânăm noi pe ei. Chiar vreți să ne bazăm pe bunicul? Nu cred că avem de ales. Hai, aduceți lemnul ăla să construim pluta, să înceapă distracția și aventura! A funcționat! Plutim! Ce? Te îndoiei tu că n-ai făcut o plută bună, marele expert? Da, că este pentru prima oară când fac de-asta. Dar ai zis că ai făcut multe în război. Nu pot să cred. Ne-a păcălit și ne-am riscat viața.
Nu v-ați riscat-o, că acum mergem ca Napoleon să găsim pământ. Iulian! Da, Ana. Nu-i strica fericirea bunicului tău, dar mi-a folosit puterile ca să plutească pluta asta. Mă gândeam eu că de-abia reușea să pună băț lângă băț ca să fie drepte. Și de acum, ce facem? Ce făceam și pe insulă? Stăm și așteptăm până ne salvează cineva. Vă pot salva eu. E în regulă, Ana. Nu vreau să pun atâta presiune pe tine. Sigur, dacă vă schimbați opinia, sunt chiar aici. Alertă, familie, alertă! Ce s-a întâmplat? De ce ne panicăm? Nu știu că meciul ăsta merge exact cum imaginam să meargă. Avem rechin la tribord! Tribord? Ce este ăla? Nici eu nu știu, dar foloseau marinare pe vremuri. Un rechin? Mie mi-e frică de rechin. Vouă nu vă e frică? Suntem în siguranță cât timp suntem pe plota asta. Și în plus, ăla nu-i rechin. Este umbra bunicului. Ba nu e umbra mea, că văd un triunghi ridicat. Da, de la umbra pălăriei tale. Nu mă credeți, bine. O să simțiți și o să credeți când vă mușcă de picioare. Nu de picioarele mele, că ale mele sunt pe plută. Și ce facem că m-am plictisit aici? Hai să cântăm! Baby shark. Noi bine să te joci cu focul. În cazul nostru, să cânti despre rechin. Eu zic să te apuci să vânezi rechinul ăla, că mi-e cam foame. Ce idee bună, dați-mi o soliță sau un harpon. Nu avem așa ceva, am plecat doar cu pluta. Și cu televizorul. E un televizor imaginar, de câte ori să-ți mai zicem? Imaginar sau nu, dă-l încoace ca să-l lovezi rechinul, ca să mâncăm după. Ai început să delirezi, dragă, mai bine te culci. Și în plus, dacă prinzi rechinul, cum îl mâncăm? Că nu putem să facem focul din lemne pe o barcă, o plută, construită tot din lemne. Wow, Iulian a gândit? Surprizător! Se vede că ești cu Ana. Îl mâncăm crud, așa făgeam și în război. Dă-i televizorul imaginar, că mi-e foame și mie. Nu se atinge nimeni de el, e ultimul lucru pe care îl mai am. Nu uita de noi, ne mai ești pe noi. Ultimul lucru la care țin voiam să zic. A, da? În cazul ăsta, eu zic să te faci tu suliță. Perfect, dă-l încoasă la arunc. Cred că tata o să fie momeală, nu suliță. Nu vreți mai bine să mâncăm cereale? Cereale? De unde? În mijlocul oceanului? Le aveam la mine dinainte să plecăm. Eu vreau cereale cu lapte. Nu avem lapte. Cu apă dacă vrei. Asta avem de stână. Mamă, asta n-a fost o glumă amuzantă deloc. Ba, a fost amuzantă. Și mai bine râdeți, că încă am făcălețul la mine. Ha, 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 ha. Foarte amuzant. Am o idee mai bună. Bunicule, ce-ai făcut? Aia era ultima noastră mâncare. Cine știe cât o să stăm acum pe plută aici nemâncați? Am făcut ceva de bine, ce să râiți așa? De bine? Să arunci mâncarea în apă? Am aruncat mumela la rechin ca să vină mai aproape. Foarte ingenios planul tău! Și când o să se apropie de parcă, ce o să faci? O să-l mângâi? Doar pe tine te mângâi. Pe rechin o să sar și o să mă lupt cu el. Nu ai cum să te lupți, e mult mai puternic în apă. M-am gândit deja la tot. Ana, când apare rechinul, face apa să dispară. Da, nu cred că pot să fac asta. E cam multă apă. Ce? Și nu mi-ai spus până acum? Pua! Am aruncat mâncarea degeaba. Nu aveam cum să vă spun că nu știam ce plan aveți. Las, pe vremea mea, cititoarele de gânduri erau mult mai pricepute. Lasă asta, măcar a venit rechinul, că-l prind eu cu mâinile. Bunico, să nu te muște. Deci extraterestre a uitat, nu are cum să mă rănească. Eu nu văd niciun rechin. Uitați-l, se apropie. Se apropie pentru că umbra ta se apropie de apă. Deci nu e un rechin adevărat. Se pare că este doar umbra mea. Bunica chiar avea dreptate. Și noi acum ce mâncăm, că ai aruncat cerealele? Nu vă faceți griji, prinde acum umbra și o mâncăm. Da, e clar, bunicul delirează rău de tot de la soare. Gol, 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 gol! Mamă, nu a jucat niciodată echipa asta așa de bine. Cred că e timpul să-l facem pe tata să fie cu picioarele pe pământ. Pe apă, vrei să zici? E doar o expresie. De ce să-i stricăm distracția? După o să plângă pe capul nostru. Sau poate găsim o soluție ca să-l facem să ajungă mai repede acasă, pentru că e sigur să-și dorească să vadă meciul. Ce fetiță genială am! Mitică, e nevoie de tine ca să-l convingem că nu e niciun televizor acolo. Of, bine! Tată, ai luat-o razna! Nu există televizor, te uiți la nimic! Aha, ești amuzat, Mitică, există, este chiar în fața mea! Te-a bătut prea mult soarele în cap și acum tu îți imaginezi totul! A, nu, uite-te și tu, chiar acum este cartonaș galben! Se pare că nu merge așa. Mitică, împinge-i televizorul în apă! Care televizor? Prefă-te că e unul, fă și tu pe mimul! Bine! Ajutor! M-am blocat! Of, ce pămpălău! Iulian, împinge tu televizorul tatei în apă. Și să mă certe pe mine, împinge-l tu. Eu nu am atâta putere să-l împing. Este imaginar, tu ai zis. Nu vă faceți griji, mă ocup eu. Hei, ce faci? Televizorul meu! Așa, bunicule, bravo. Cineva trebuia să facă. De ce mi-ați împins televizorul în apă? Acum nu mai am la ce să mă uit. Poți să comunici cu noi, suntem blocați în mijlocul oceanului. Ce? De când? Cum s-a întâmplat asta? Dacă chiar vrei să știi asta, uite-te la episodul trecut. Stați așa, și de ce este Mitic într-o cutie blocat? Eu le-am zis că sunt cutia asta, ei nu m-au crezut. S-a blocat singur. Dragă,
Trebuie să prinzi meciul de acasă. Ai dreptate. Mă pun pe notat. Nu cred că poți să înnoți așa de mult. Atunci, Ana, ne zbor tu până acasă ca să prind meciul? Cu siguranță, dacă sunteți toți de acord. Nu, am rău de zbor. Am mai auzit de rău de mare, dar nu știu de rău de zbor. Atunci o să împing în not pluta asta până la mal. Perfect, așa o să avansăm mult mai repede. A, știam eu că până la urmă ții la familia ta. Da, cu siguranță fac asta pentru familia mea. Nu pentru meciul meu de acasă. Ai grijă la umbră, când te târcoale pe aici din apă, să nu te muște. Îmi dă și mie vorbă cineva drumul din cutia asta. Mitică, doar deschide ușa, nu este încuiat. Ah, da, era deschisă, ce fraier să câteodată. Afta, nu mai suport soarele ăsta. Vrei să-mi folosesc puțin puterile să simți puțină răcoare? Poți să faci asta? Incredibil. Poți să fac aproape orice strece prin cap. Nu ai cum atunci să ne scap cumva de aici? Prin zbor nu vrea mama ta, era cea mai rapidă metodă. Poate reușești să-i faci picioarele lui tata să se miște mai repede când înoată. Bună idee, așa poate ajunge mai repede pe țărm. Ține-te-mă bine că am prins viteză. Dragule, nici nu știam că ai atâta multă forță în picioarele tale. Am crezut că s-au atrofiat de la statul pe canapea. Acum poți să-mi lași eu pletele în vânt. Poate să-ți lași chelia, că plete nu ai sub basca aia. Bravo, Ana, a funcționat. O să ajungem numai decât. Bravo ție că a fost ideea ta. Pământ, văd pământ. Unde, unde? Între degetele mele de la picioare. Of, iar ai vedeni. Mai bine nu mai ascultăm de bunicul. Eu v-am zis asta de când ne-am născut. Chiar au fost primele tale cuvinte. Nu am vedeni. Chiar am pământ între degete. Hai că iau o poză, că nu mai pot să not atât. Cum nu mai poți? Trece în apă și împinge. Era un ritm bun. Am obosit și eu, nu vezi ce am transpirat? Nu e transpirație, e apă. Știu, dar am obosit și o să dau din picioare. Nu-i spune mamei. Of, acum nu mai ajunge niciodată dacă nu mai împinge el. Nu-ți face griji, o să fac vântul să fie mult mai puternic să ne ducă mai repede. Foarte inteligent. Stați așa, am prins semnal, suntem salvați. Dacă ai prins semnal, asta înseamnă că ne apropiem de civilizație. Sper că nu de civilizație de rechini. Văd pământ! Nu, iar tată, de data asta nu minte, că și eu văd pământul. Da, aveți dreptate, suntem salvați. V-am zis eu că putem să scăpăm de aici și fără puterile Anei. Dar știi că puterile tale ne-au salvat. Şi, rămâne micul nostru secret. Dați de mâini și din picioare ca să ne vadă cineva. Dă tu că i-am dat destul în apă. Aș da, dar reumatismul meu nu mă lasă. Hei, suntem aici! Ajutor! Nu trebuie să urli așa tare. Nu suntem în pericol de moarte. O să sun la baza militară să vină să ne ia cu elicopterul. Nu mai bine, sun eu extraterestri ca să ne teleporteze direct? Nu, exact asta a cauzat problema în care suntem acum. Iuuu, pământ! Ha, de-abia aștept să văd ce față o să facă Napoleon când o să-i spun povestea asta. Mami, ai văzut cine vine să cânte? La noi în oraș, concert? Nu mai fost de mult unul. Sper să nu-mi întrerupă mie meciul ca să-l difuzeze. Ia zi, Mitică, cine cântă? Că poate merg și eu cu Ana. Nu e pentru voi, merg eu cu Mitica. A, deci vine să cânte Gașca Zurlii pentru copii. Da, de unde ai știut? Eu făceam mișto, dar aparent chiar vine. Da, o să merg și eu. Tu nu erai prea importantă ca să mergi la astfel de spectacole? Nu e treaba ta ce fac eu acolo. Oricum, nu merg pentru concert. Deci, mami, mergem, te rog. Mitică, cum să zic eu să nu-ți stric dorința? A, știu, dragă, spune-i tu. De ce eu? Să stea după supărat pe mine? Caută și tu o scuză să nu mergem ca să nu se supere. Mitică, nu mergem. N-avem bani. Păi este gratis concertul. Nu e cu bani. A, da? Atunci... Pare că nu ți-a mers creierul. Găsește alta, repede. Nu putem să mergem, Mitică, pentru că atunci noi la ora aia... dormim la ora aia, da. Cred că voi vreți să-mi găsiți scuze ca să nu mergem. Nu-i adevărat, fiule? Noi ne dorim să te ducem. Mai devreme mi-ai zis să găsesc scuze să nu mai ducem la concert. Taci! Dar de ce nu vrei să mă duceți să văd Gașca Zurlii? E gratis. Auzi? Ce e o Gașcă Zurlii? Niște oameni care se costumează niște personaje și se mai mulțăresc pe acolo. Adică cum face Iulian cu seria asta cu Mitică? Noi suntem mai șmecheri. Și ce fac ei la concert? Se vede că ești de pe altă planetă. La concert se cântă. Aaa, de-astea avem și noi pe planeta noastră. Se numea Țipare. Astfel de concerte auzi mereu în casa noastră. Dar de ce nu vrea să-l ducă pe Mitică la concert, că pare ceva drăguț. Mai bine o întreb pe ea, eu de unde să știu. Draga mea, de ce nu vrei să mergi cu Mitica la concert? Ei, și tu acum, mamă, am multă treabă și nu am timp. Timp? Trebuie să-ți găsești pentru copilul tău. Exact, hai la concert. Rămâne bunicul să facă curat acasă. Da, sigur, mergeți voi, mergeți, că-l pun pe Iulian să facă. Nu e corect, nu fac curat că zici tu. Cei bătrâni sunt mai înțelepți, așa că ar trebui să asculti
și să faci curățenie. Am plecat, eu mă văd cu Ana, nu fac curat. Unde pleci tu? La concert, cântă Gașca Zurli, n-ați auzit? Aha, foarte amuzant, chiar o să faci curat când te întorci. Draga mea, tulpe mitică, nu mai căuta scuze. Mamă, e poveste mai lungă. Ce s-a întâmplat? Ai timp să povestești. Episodul ăsta are 9 minute. Eram mai tânără și îmi plăcea să cânt. Cântam în duș, în bucătărie, oriunde apucam. Bine că te-ai oprit, că eu nu mai suportam. M-am prins, dar nu e amuzant. Zi, draga mea. Și când s-a format Gașca Zurli, am vrut să mă înscriu și eu ca să fac parte din ea. Pe bune? Adică puteam să fiu fiul lui Zurli? Da, doar că nu s-a întâmplat așa. Am fost la audiții ca să dau probă pentru cântat. Și pentru că se auzea prost, normal că n-au luat-o în gașcă. Asta nu e adevărat. Cântam foarte bine, doar că reușisem puțin în ziua respectivă. Și tot nu înțeleg de ce nu putem să mergem la concert. Pentru că asta nu-i toată povestea. La audiții au avut așa de mari emoții că a vomitat pe ei. Blea, ce scârbos, mami. Nu știți cum e să fiți pe scenă. Mami, nu cred că mai ține minte de atunci. Hai să mergem. Și să risc să dau ochii cu ei? Mai bine nu. Am eu o idee mai bună. Mergi tu cu mine la concert? Nu, că nu ne lasă să intrăm fără un adult. O să vezi ideea mea. Asta s-a întâmplat acum mult timp. Eu cred că te-au iertat. Ah, și dacă nu te-au iertat, îi facem noi să te ierte. Îi torturăm. Bunicule, nu strica surpriza. Să nu faci o surpriză proastă și să-i aduci aici. Nu, nu, e mai bună. Ha, uite, gata, s-a și rezolvat. Ce s-a rezolvat? Merge mitică la concert? Nu merge. Și parcă tu erai plecat cu Ana. A, nu, am fost și am stat la baie, ca să scap de curățenie. Pentru asta o să faci o săptămână întreagă curățenie. Acum chiar trebuie să mă văd cu Ana pentru o săptămână. Nu pleci nicăieri. Dacă vrei să vezi pe Ana, să vină ea aici. Mami, surpriza ta este că am vorbit cu forțele secrete și au răpit Gașca Zurli. I-au legat într-un beci. Ce ai făcut? Ce ți-ai dorit? Acum poți să mergi cu mitică la concert. Yes, ce tare! Hai, mami, îmbracă-te! Stai puțin, că eu nu înțeleg ceva. Dacă ei sunt legați, la ce concert să mergi? Pentru că nu au cum să ajungă, că-s legați. Cine a zis că o să susțină ei concertul? Și cine vrei să cânte? Bunicul? Dar eu ce am? Mai bine întreabă ce nu ai! Voce nu ai! Ba, o voce, că altfel nu puteam să vorbesc. Voce țipătoare! Sau, mă rog, cum se zice la voi, voce muzicală! Do sol la minio, fericita de vita! Cu tremur, toată lumea, adăpostiți-vă și salvați televizorul! Mitică, tu cunoști toate cântecele lor, nu? Oh, da, sunt mare fan. Atunci tu o să susții concertul împreună cu mami. Ce? Eu pe scenă? Dar nu cred că pot. Hai, mami, te ajut eu. O să fie super tare. Nu mitică, dar am vomitat în fața 4 oameni. Dar aminte a unui concert întreg. Puștai că eu zic să sun la guvern ca să anunțe ploaie la meteo, ca să-și ia oamenii umbrela, pentru că n-o să vomite. Eu știu sigur că n-o să stau în primul rând. Of, îi las să facă mișto de tine, mami. Arată-le cine este șefa. Ai dreptate. Pot să fac asta. S-a întâmplat doar o dată. Nu are cum să se repete. Yay, mergem la concert la Gașca... Gașca Mitică! Bună, am primit un semnal dubios cum că ar fi niște oameni legați într-un beci. Știți ceva despre asta? Da, da, eu i-am legat. I-ai ajutat să scape? Nu încă, dar ar trebui că sunt cam speriați. Ah, poți să-i ajuți. Da, în vreo oră așa, după terminarea concertului. Ce concert? Mama și Mitică au primul lor concert în public. Ce tare, felicitări că ați reușit să faceți asta. Mami, hai, trebuie să ne grăbim. Intrăm curând pe scenă. Bine, hai, fuga! Vai, mitică, câți oameni în fața noastră! Hai, mami, fii puternică, o să reușim să facem asta! Mitică, nu pot, eu trebuie să cobor de aici! Hai, mami, tu mereu m-ai învățat să fiu curajos și puternic și să nu-mi fie frică de sora mea! Acum îți este ție frică? Știi cum e, mitică, toți vorbim, dar puțin facem! Te rog, mami, pentru tinerețile tale, ai primit a doua șansă! Of, mitică... Câteodată ești așa de înțelept. Wow, nu mi s-a zis niciodată că sunt așa. Wow, dar ce înseamnă? Mă rog, poate că am exagerat cu acest cuvânt. Hai, în 3, 2, 1. Stai, ce cântăm? Ram, zam, zam. Începe tu. 3, 2, 1. Ram, zam, zam. Ram, zam, zam. Zuri, zuri, zuri. Bună. Hai, mami, e rândul tău. Guri, guri. Blea, zam, zam. Zam, zam. Ei, cum a fost la concert? A fost bestial, erau mii de oameni. La știri ziceau că au fost 300 de oameni. Mitică nu știe să numere. Ana, acum poți să mergi să eliberezi Gașca Zurli. Aparent s-a terminat concertul mult mai devreme. Super, merg să-i salvez. Ai văzut, draga mea, că n-aveai de ce să-ți faci griji? A fost groaznic. De ce? Mitică a zis că a fost bestial. Da, a fost bestial,
cum a vomitat mami pe public. Ce-a făcut? Trebuia să fiu acolo să văd asta. V-am spus eu că nu o să fie o idee bună. Acum m-am făcut de râs în fața 300 de oameni. Și a fost concertul și la televizor. Deci mai pune câteva milioane de oameni. Plus oamenii care se uită la acest episod de Mitică. Mulțumesc, dar asta nu mă face să mă simt mai bine. Măcar ți-a trecut frica și acum data viitoare o să fie mult mai bine. Nu mai există data viitoare, fără concerte. Dar mami, mâine cântă Iuliana Beregoi. Poate să cânte și BTS sau Blackpink, că nu mai merge la niciunul. Of, ar trebui să o pedepsești, că a fost ideea ei. Pardon? Eu am făcut un lucru bun. Este vina ei că n-a putut să se abțină. Gata, i-am eliberat. Se pare că erau cam supărat că cineva le-a stricat concertul. Și unde i-ai lăsat? Mai erau 10 minute din concert și au vrut să-l termine. Aha, vorbeam de lup. Uitați-vă, sunt la TV acum. Nici nu vreau să văd. Poți să închizi televizorul. Trebuie să vezi asta, pentru că vomită. Ce fac? Exact ce ai făcut și tu, mami. Ups, cred că le-am zburat cu viteză mult prea mare și li s-a făcut greață. Sau e de la pastila pe care le-am dat înainte. Uite, mami, ai cântat la fel ca ei. Asta chiar a fost bună, Mitică. Măcar nu te-ai mai făcut singur de râs. Poate acum chiar o să te ia în trupă. Cred că nu ați mai mâncat de mult bătaie de faceți glume cu mine. Îți sună telefonul, mami. Poate este impresarul lor ca să te ia în gașcă acum. Da, da, sigur, poate vrea să mă dea în judecată. Răspunde și o să aflăm ce vrea. Alo, da? Este chiar impresarul lor. Închide-i, nu plătim nimica, fără procese. Sau poate te ia în trupă, cum a zis Iulian. Da, da, înțeleg, sigur, o să mă gândesc. Ei, ce-a zis? Am să vă dau o veste bună și una proastă. Care este vestea bună? Vrea să mă ia în gașcă să cântăm împreună. Yes, planul meu a funcționat, sunt un geniu. Și vestea proastă care e? Nu o să mai aibă concert de copii, o să aibă concerte doar la zilele de bătrâni, pentru că acolo oamenii sunt obișnuiți cu voma. Tot e bine, draga mea, așa o să-l vizitez pe bunicul mai des. Eu nu mai merg la azil, niciodată! Pa, o să mergem toți când are mami concert. Mami, pot să cânt cu tine? Pentru că m-ai încurajat? Cum să nu? Te iau cu mine! Yes! Ram zam zam zam, ram zam zam zam, zuri 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 rari zam zam, guli guli guri ram zam zam. Oprește-te, mami, să nu vomiți pe aici! Auleu, ce urâțenie e asta? Este doar Mitică, mami, ce te sperii așa? Hei, nu sunt urățenie, sunt doar, cum ziceai tu, soră? Ești capsec. Da, exact, sunt capsec. Stai așa, eu nu sunt capsec, de ce spui asta? Nu e vorba de Mitică, uitați-vă aici jos. Auleu, ce e ăla? Merg să iau kitul pentru disecție. Adu-l mai repede, că pare că vrea să ne mănânce. Chiar că avea dreptate mama că seamănă cu Mitică. Este o rățenie. Hei, sunt doar capsec. Gata, e timpul să-l distrugem. Stai, nu da! Cum să nu? Nu am mai văzut în viața mea gândac așa mare. Ăsta o să ne mănânce și pe noi. Acela nu este un gândac, este un copil. Are sens, pentru că așa urât era și Mitică când s-a născut. Nu este orice copil, este un pui de extraterestru. Ce? Ai copil și nu mi-ai spus? Cu cine l-ai făcut? Că cu mine, sigur nu. Nu este al meu. Nu știu cum te-ai ajuns aici. Nici nu contează. Am un plătitor bun. A dat mulți bani pentru acesta. Să nu te prind că îmi vin specia. Și noi ce să facem, bunică, cu el? Să-l creștem ca un animal? Foarte glumeți voi. Este o ființă ca și noi. Adică eu sunt extraterestru? Ce tare. Ești o Mitică. Mă rog, pe sfert extraterestru de la bunica ta. Deci îi dau cu spray-ul sau nu? Fără spray. O să-l omori. Bunică, dar cum a ajuns aici? O să sun pe planeta mea să văd dacă ești eu ceva. Eu merg să-i aduc ceva de mâncare. Ce drăguț din partea ta! Nicio problemă. Ce mănâncă? Oameni! Aha, păi în cazul ăsta atunci... Mitică, du-te și dă mâna cu el că vrea să te salute. Și să rămân fără mână? Nu, nu. Nu știți nimic de el? Păi... Și... Da? Eu atunci acum aflu al cui este. Of! Bine, pa, pa! Deci, bunico, e fără casă? Poți să fac experimente pe el? Momentan, da. Adică, momentan, da, este fără casă, dar nu poți să faci experimente pe el. Ah, nasol. Și ce să facem cu el? Nu știu, că nimeni nu știe de niciun mic extraterestru evadat. Crezi că trebuie să-l creștem până poate să vorbească? Că așa o să aflăm informații de la el. Nu așa funcționează un copil. De unde știi tu cum funcționează un extraterestru? Cred că e la fel ca unul normal. Eu știu cel mai bine să cresc unul. Uite, am 3 până acum. Și ultimul, că alții nu mai facem. Nu e nevoie, îl adoptăm pe ăsta mic. Nu cred că vrei un frățior ca el. Privește partea bună, că dacă îl adoptăm, nu o să mai fie cel mai urât din familie. Ah, să știi că ai dreptate și o să pot să dau vina pe el pentru orice prostie. Eu sunt de acord, e trimis de inamic să ne spioneze. Adică eu sunt inamica ta? Câteodată da. Hai zictir, cum ar putea să ne spioneze ceva așa mic și drăguț? De unde să știu eu cum funcționează un extraterestru? Păi tu știi tot, bunicule. Așa e, are infraroșu în ochi și microfoane în urechi. Cum să zici asta? Uite-te ce drăgălaș este!
Blea, nu cred că o să mai privesc vreodată în jos. Privește-l pe fratele tău. Păi el pot să-l privesc, eu mă referam la Mitică. Iar ai mâncat amuzant, Iulian? Nu, am mâncat frumos, pentru că așa sunt. Mai degrabă ai mâncat pro. Hei, fără cuvinte urâte, de față cu noul frățiol al vostru. O să învețe și el. Exact cum am învățat de la tine. Ce vrei să spui cu asta, caps? Vezi, exact ce ziceam. Mhm. Mamă, ia spune-mi tu, cum îl creștem și de ce are nevoie? Trebuie să fie încălzit ca să crească sănătos. Merg să aduc o pătură ca să aruncăm pe el. Bună idee, așa nici măcar nu-l mai vedem. Nu, e nevoie de căldură de om. Trebuie să fie luat în brațe. Ia uzi, mami, el în brațe, că al tău este. Ce? Nu ating chestia aia. Parcă era copilul tău și el. Și încă este, cât timp nu trebuie să-l ating. Să știi că chiar este un copil drăguț pentru vârsta lui. Să vezi alți copii născuți de extraterestri, ce urâți sunt! Dă la bunicul că ia eu în brațe! Urât la urât trage! Nu cred că e o idee bună! Mai devreme credeai că e un dispozitiv de urmărire! Și încă cred, dar asta-l vreau, să-l analizez puțin! Nu îl dați bunicului! Nici nu aveam de gând să pun mâna pe el ca să-l dau! Am o idee, mamă, încălzește-l tu, că tu știi cel mai bine cum se face! Nu pot! Are nevoie de căldură de la corpul uman! Corpul meu este rece! Ții ce se zice? Dacă ai corp rece, ești mincinos? Cred că era fix invers. Persoanele cu corpul rece sunt sincere. Atunci, noi restul suntem niște mincinoși. Și dacă noi toți mincinoșii spunem că ei sunt mincinoși, atunci noi cei cu corpul cald devenim sinceri. Logica bunicului efectiv mă omoară, dar parcă are dreptate. Bine că nu are stângate! Ce glumă proastă! Opriți-vă! Ce facem cu acest pui de extraterestru? Of, dați-mi mai bine de mâncare! Ai auzit, Mitică? Renunță la un deget! De ce eu? Renunță tu sau sora? Nici nu vă gândiți la mine! Am făcut jiu-jitsu și vă dau pe mâna lui! Poate dacă îi dăm o bucată de lasagna din frigider? Nu vă atingeți de lasagna mea, că după facem pe el lasagna! Nu trebuie să-i dați neapărat carne de om acum! Carne de om puteți să-i dați când e mai mare! Puteți, în schimb, să-i dați cereale! Astea puteți să-i le dați, că oricum nu-mi plac. Merg eu să aduc cereale. Și cum ar trebui să-l hrănim? Ca pe porumbei, le aruncăm cereale și le înfaci cu ciocul. Cred că e o idee bună. Eu nu vreau să mă apropii de el. Poți să-i dai cu mâna, că nu te mușcă. Nu știi niciodată. Gata, uitați cerealele. Păi de amintică, hrăște-l de mână, că bunica a zis că e ok. Lasă și să mă muște pe mine, îi le dau așa mai bine. Ia! Ce-ai făcut, Mitică? L-am hrănit după cum ai vrut tu. Nu trebuia să arunci punga cu totul. Conține plastic. Extraterestru. Nu cred că pățește nimic de la plastic. Uită-te mai bine. Ce? Unde a dispărut? Alertă! Vă mușcă de picioare. Auleu, mamă, ce s-a întâmplat? Unde este? Nu vă uitați unde trebuie. OMG, omul paiangăn. O să ne mănânce. Nu te atacă, calmează-te. Plasticul doar îi schimbă organismul și devine foarte puternic la o vârstă fragedă. Aduc eu pliciu de muște și rezolvăm cu el. Nu fiți agresiv cu el! O să vă simtă și o să vă răsplătească cu același lucru înapoi. Chiar dacă nu pot să fac experimente pe el, tot învăț super multe. E bine că notez totul. Deci dacă îi oferim iubire, o să ne iubească și el pe noi? Da, exact așa! Dragă, spune cuvinte frumoase ca să simtă iubit. Nu știu cuvinte frumoase. Nu știu, pentru că niciodată nu spui mie. Dar încearcă să-i spui lui. Bravo, extra fiule! Ești frumos ca o muscă. Asta cred că e urât să-i spui. Ești frumos ca o muscă de casă. Nu o muscă de balegă de la vaci. Da, asta sigur schimbă situația. Pare că nu i-a plăcut. E posibil să vă atace? Repede, zi altceva drăguț. Dar nu știu ce, atât am putut. Ești drăguț ca bunica și nu miroși. Mitică, de când spui tu lucruri frumoase? De când nu vreau să fiu mâncat? Ai dreptate. Să știi că Mitică avea dreptate cu ceea ce zicea și pe lângă asta ești și deștept. Funcționează! Încă un compliment! E rândul meu să-i zic ceva. Nu tu! Sigur tu o să strici totul! Măcar îl mănâncă pe el, dacă dă în bară. Ai fi un soldat pe cinste care ar câștiga războiul. Suntem mâncați? Nu, poți deschide ochii. Se pare că i-a plăcut complimentul. S-a calmat. Of, ce fiu bun avem. Alo, da? Ați aflat? Bine, bine, puteți să veniți să-l luați. Cine să vină? Au aflat ce s-a întâmplat. Trebuie să vină să-l ia să-l ducă înapoi pe Marte. Cum să-l ia? Este fiul meu. Nu se atinge nimeni de el. Nu este al tău, mamă. Dar eu l-am crescut. Da, pentru 10 minute amărâte. Nu contează, m-am atașat de el ca de voi. Adică deloc? Vezi-ți de meciul tău. Dar bunico, cum te-ai ajuns la noi? Mititelul a fost născut în spațiu. Este o nouă metodă de a naște fără durere. Și Mititelul s-a pierdut. Și dintre toți oamenii de pe acest pământ, cum de fix la noi? Au instinct să simtă alți extraterestri în caz că se pierd. Deci pentru tine a venit. Știam eu că aduci numai probleme în casă. Trebuie
să-l dăm înapoi, mama lui îl așteaptă. Eu sunt mama lui. Mami, cum tu ne vrei pe noi, așa și mama lui îl vrea pe el. Este ea. Poate că vă ia pe voi în schimb și păstrăm extraterestrul. Și să facă experimente pe noi? Nu face nimeni. De ce credeți că sunt eu aici? Ca să vă studiez. Aha, deci tu ești spionul. Lasă asta. Activați acum sistemul. Nu, puiul meu drag. Când iubești pe cineva, lasă-l liber. Wow, ce cuvinte profunde de la Iulian. Nu mă așteptam. Am văzut și eu într-un film că zicea asta. Of, ce ne facem acum fără el? Ce făceam și până acum? Voi gătați și eu mâncam lasagna. Și privește partea bună. Încă ne ai pe noi trei. Nu sunteți la fel. Dacă vrei, eu mă apuc să mănânc plastic. Mami, mami, uite ce am găsit în garaj. Ce e aia, mitică? Nu știu, dar e rece. Pare a fi înghețată. Să nu cumva să mănânci, că nu știm ce e. Mie mi se pare prea bună de mâncat, mitică. Eu zic să încerci. Ce tare! Iau acum o gură. Mitică, am zis nu și tu asculți de mine. Ascultă pe mama ta, fără înghețată înainte de masă. Deci înghețată? Nu e înghețată. Înghețata stă în congelator, nu în garaj. Bunicule, știi tu cumva ceva de asta? Pare cunoscută, dar nu cred. De unde ai luat-o? Din garaj. Sper că nu din tank. Tot ce e în tank îmi aparține. Era lângă tank, pe jos. Cu atât mai mult nu poți să mănânci. Era pe jos. Dar e regula de 3 secunde. Regula se aplică doar dacă tocmai ce a căzut pe jos mâncarea. Păi da, că am intrat în garaj și am văzut-o pe jos. Și mai puțin de 3 secunde m-am dus și am luat-o. Poate era acolo de zile. Dacă era de ieri, până acum era topită. Cine este capsec acum? Tot tu. Și așa o să rămâi mereu. Mitică, dă-mi-o și mie. Ca să o mănânci, nu. Este doar a mea. A ta este, dar vreau și eu să studiez. Nu vă mai certați pe ea. Dați-o la moșu, că știți că în stomacul ăsta intră orice. Nu, e a mea? Dă-mi-o, măi, mitică, sunt fratele mai mare. Nu ți-o dau. Acum, sau, știi ceva, te spun lui mami că faci prostii. Nu e corect, te spun și eu că faci prostii. Ce e cu cearta asta aici? Iulian vrea înghețata mea, dar nu i-o dau. Mitică, scuipă, repede, aia nu e înghețată. Nu, dar ce este că e foarte rece? Este o bilă de pe Marte care îngheață. Chiar că înghețată, pentru că simt cum îngheață creierul. Vezi dacă ai mâncat înghețată repede și nu mi-ai dat și mie? Asta este primul simptom, în curând o să îngheți. Ce o să fac? Mă transform. Nu pot să cred, a înghețat. I-am zis să nu mănânce. Mamă, cred că vorbești cu pereții. Sau, mă rog, cu ghețarii în cazul ăsta. Of, n-aveți grijă deloc de copii. Tu ar trebui să ai grijă unde îți lași lucrurile. Exact, era lângă tancul meu. Dacă îngheța și rămâneam fără el. În cazul ăsta ne făcea un favor. Cred că în cazul ăsta este și un favor. Pentru că auziți ce liniște este în casă fără mitică. În sfârșit, aud și eu comentariile la meci. Nu vă bucurați, asta este ceva grav. Cum îl facem la loc? Nu cred că este așa simplu. Puneți-o pe tropel și își revine el cândva. Nu merge așa, a înghețat instant. Trebuie să se dezghețe la fel, altfel poate suporta consecințe. Am eu o idee, dar nu o să vă placă. Spune-o, cât de rea poate să fie? Dacă mă rogi frumos. Ce să fac? Pentru mitica să te rog eu pe tine frumos? Ne. Doar fă-o, sunt foarte curios de idee. Of, bine, bunicule, te rog frumos, spune-ne ideea. Credeam că nu mai mă rogi, acum vreau și o lasagna. Lasagna îți dăm doar dacă rezolv cu mitică. Atunci, aduceți-mi o brichetă. Pentru ce-i bricheta? Cu puterea mea și o brichetă o să dezghețe mitică instant. Ce o să explodezi jumătate din cartier, exact cum ai făcut cu azilul. Dar o să fie mitică bine, asta e important. Nu știu dacă dispărem noi restul. Vreau idei mai bune, până nu este prea târziu. La ce căldură e afară, ar trebui să ne grăbim. Dăm drumul la aerul condiționat și se rezolvă. Și ai bani să plătești după curentul? Da, vindem după aerul condiționat și plătim curentul. Aveți nevoie de aer? Că vă dau eu. Aer de la tine? Nu mulțumim. Am eu o idee, haideți să-l împingem pe mitică. Și după o să se spargă. Exact, și luăm și îl punem așa pe bucăți în frigider, ca să stai acolo la rece până găsim noi o idee bună. Asta e cea mai proastă idee. Păi de ce? Când o să-l facem la loc, o să fie în bucăți, de-aia. Ah, la asta nu m-am gândit. Am o idee și mai bună. Dacă după îl lipim cu super glue. Oprește-te din gândit, sau mă rog, din negândit. Am eu o idee. Hai să-i oferim căldura familiei. Maică mi-a venit o lacrimă. Maică mi-a venit să vomit. Dacă îl îmbrățișăm toți în același timp, îi oferim căldură și o să se dezghețe. Nu e suficientă căldură să-l încălzească brusc. Of, mi se face așa milă când îl văd așa. Dar bunico, de ce era așa ceva în garaj? Nu știu, probabil mi-a scăpat din buzunare pe acolo. Ai vrut să-mi distrugi tancul, recunoaște. Tancul tău e o armă prea slabă ca să vreau să o distrug. Și pentru ce le folosiți pe Marte? Pe Marte este foarte cald, cu ele ne răcorim. Deci mitica avea dreptate, este înghețată. Da, este înghețată de marțieni.
După cum vedeți, este foarte puternică. Și cum e asta, n-aveți una care să frigă și să-l facă înapoi? Ba da, dar nu avem cum să o administrăm, are gura închisă. O băgăm pe partea cealaltă. Ce scârbos! Ce-i scârbos? Sunt medicamente care se iau așa. Sper să nu mai am nevoie vreodată. Iulian, sună pe Ana. Poate găsește ea vreo soluție sau are ea vreo putere de dezghețare. Bună idee, o sun chiar acum. Ce ziceți dacă vorbesc la reactorul nuclear, să-l ducem acolo? Cred că este suficientă căldură să-l dezghețe. E periculos acolo, se poate transforma în mutant. Să ajungă ca bunicul vostru. Pe cine faci tu mutant? Tu ești mai ură ca mine. Mutant înseamnă cu putere. Am văzut eu la televizor. La TV, nu în viața reală. Hai, familie, gândiți! Cum rezolvăm situația? Ana nu răspunde la telefon. Cred că este într-o misiune ceva. Grăbiți-vă, familie! Începe să se topească încet! Repede! Ajutați-mă să golesc frigiderul, să-l punem acolo! Nu o să funcționeze! Și o să se strice așa toată mâncarea mea! Mâncarea noastră? Chiar am poftă de înghețat acum! Sper că nu te gândești să-l mănânci pe Mitică! Eu? Nu, nici vorbă de așa ceva! Cred că am eu încă o idee. Stai să încerc ceva! Vezi ce faci, Iulian, că încă sunt cu ochii pe tine! O să-i șoptesc ceva la ureche! Spune cu voce tare, să auzim și noi! Nu pot să zic asta cu voce tare! Mitică! Pe bune? De unde știi asta? Mitică, dragule, ți-ai revenit? Nu pot să cred, ne era așa dor de tine. Dar nu am fost plecat, eram chiar aici. Da, dar erai înghețat, bunicul voia să te mănânce. Pe bune, bunicule? Nu-i asculta, nu erai de față și acum ei îți spun minciuni. Dar nu înțeleg, unde am fost? Ai fost înghețat, ai mâncat bila de înghețată și ai înghețat. Ce tare, de asta am gust bun în gură, mai vreau una. Fără bila de înghețată, le duc pe cele rămase pe Marte, ca să nu mai puteți să le luați. Iulian, dar ce ai spus de și-a revenit? Nu spun, mamă. Haide, că dacă se întâmplă din nou, să știm ce facem. E între mine și Mitică. Ce între noi? Ceea ce ți-a spus la ureche și este secret. Era secret? Știi că nu poți să țin în secret. Mitică, să nu zici cumva. Ce să nu zic? Că mi-ai zis că Mitica mă iubește? Aha, de ce asta ai spus? Dar de ce nu ne-ai spus? Îmi era rușine. Nu are de ce să fie rușine. Asta e un lucru drăguț spus. Blea, Iulian e siropos. Vezi, de asta nu voiam eu să zic. Acum o să facă mișto de mine. Oricum făceam. Dar ia zi-mi, este adevărat? Normal că nu. Nu te-ai mai văzut cu Mitica de mult? Hei, m-ai mințit. Ți-am salvat viața. Degeaba m-ai salvat dacă nu am dragostea lui Mitica. Și cum deja revede Mitica doar de la vorba asta? E simplu, draga mea. Se numește drag. Normal că nu știam. Eu nu am parte de așa ceva. Ce? Ce te uiți așa la mine? Când o Mitica-l iubește, i-a încălzit inima. Asta chiar că este foarte siropos. Și așa s-a dezghețat de la interior spre exterior. Preferam să stau înghețat decât să știu că m-am mințit. Hai mă, Mitică, vorbesc cu Ana și cu Mitica și ieșim la un double date. Ce tare! Ce e la W date? Este o întâlnire dublă. Cât de tare! Deci eu mă joc cu tine și Ana se joacă cu Mitica. Invers, dar oarecum ai înțeles. Hai să mergem să luăm înghețată. Fără înghețată, o lună de zile. De ce, mami, că s-a întâmplat doar o dată? Lasă-l, dragă, să mănânce înghețată. Este normal să aibă poftă de rece după ce a fost rece. Am și eu poftă de înghețată cu gust de lasagna. Ar trebui să spui pofta în cui, că de asta nu avem. Mitică, știi ce zi este mâine? Normal, este luni. Și ce se întâmplă mâine? Este ziua mea, că altceva nu știu. Tu mereu vrei să fie ziua ta. Mâine începe școala, Mitică. Nu are cum să fie adevărat. Este încă vacanță. Vacanța de școală gata s-a dus. Ce bine de mine, că eu nu mai am școală. Poate și tu ar trebui să ai facultate și să mergi acolo. Nu, e în regulă. Îmi place în vacanță toată viața. Vreau și eu ca Iulian. El este un exemplu de așa nu. Pentru tine, eu vreau să fie un exemplu de așa da. Haha, Mitică merge la școală. De ce te bucuri? Că și tu o să trebuiască să mergi. Mă bucur pentru că nu trebuie să te mai aud toată ziua când te plângi cum mă faci acum. Te rog, mami, te ajut la curățenie. Dar parcă îți place la școală, că acolo e și Mitica. Nu mai suntem la aceeași școală de când s-a terminat grădinița. Dragule, dacă nu mergi la școală, ce vrei să faci în viață? Să fiu ca Iulian, am mai zis, să stau degeaba. Mitică, fiecare dintre noi a realizat ceva și tu trebuie. Iulian a terminat școala. Aici ai dreptate. Atunci nu mai vreau să fiu ca Iulian. Dar ce vrei? Că poate te ajută bunica. Vreau să fiu super erou și să salvez lumea. Eu zic să o lăsăm pe Ana să facă asta. Ea se pricepe. Mitică, mergi la cumpărături azi care are nevoie de rechizite. De unde bani de rechizite? Cam fiecare an. Te duci la muncă pentru o zi? Nu, capsec. A venit acel moment din an? Da, tată. Trebuie să luăm rechizite. Hai că a pregătit moșul aici banii. Dar de ce l-aș spune Mitică an de an să-și ia rechizite? Da, mie nu mi-a dat nici măcar un leu. Pentru că este foarte bine să înveți. Uite ce bine am ajuns eu. Tu ai învățat?
Nu prea pare. Pe mine m-a învățat viața, pe Mitică îl învață școala. Mulțumim mult, tata. An de an ne salvezi. Poți să-mi iau o jucărie dacă tot mergem acolo? Nu, luăm doar ce este necesar ca să cheltuim cât mai puțin bani. Acum îmbracă-te. Vin și eu la magazin. Avem nevoie de ceva care scară lucrurile, așa că hai. Eu lecar, da. Îmi luați și mie ceva. Sigur, îți luăm un dosar să te înscrii la facultate. Ha, de când facem mișto de Iulian? Mai repede că prindem aglomerația. Wow, câte rechizite! Vreau de toate! Doar strictul necesar, Mitică. Zi mersi că ai bani să-ți iei ceva noi. Eu la vârsta ta refoloseam caietele din anii trecuți. Atunci nu aveam bani, nici acum n-avem. Mami, dacă tu suntem aici, poți să-mi iau și o jucărie? Nu, Mitică, nu ne permitem. Luăm acum caiete ca să înveți, ca după să câștigi bani. Exact, ca să-mi dai și mie că apare noul telefon și vreau să-l am. Nu-ți ia nimica ție. Hai, Mitică, să nu pierdem mult timp aici. Păi vreau penarul ăla plin cu sclipici. Sclipicii pentru fete. Și nu asta e problema, doar că e foarte scump. Atunci vreau ghiozdanul ăla cu patrula cățelușilor. Și acela e scump, Mitică. Atunci de ce avem bani? De caietele mele vechi să scrii tot pe ele. Nu mai fi rău cu Mitică. Sunt realist, e o diferență. Mitică, o să mergi fără penar anul ăsta. O să luăm doar un caiet și un stilou. Și unde să le țin când merg la școală? Ții caietul în mână și stilou în buzunar. Uf, chiar îmi doream un ghiozdan. Nu-mi place să te văd trist, Mitică, dar chiar nu avem mai mult. Este strictul necesar. Nici mie, o să rezolv eu. Să nu furi, că noi nu facem așa ceva. Ana, bună, ce faci? Bine, tocmai ce am terminat de ieșit cu fetele. Drăguț, dar am și o întrebare. Nici măcar nu știu cum să ți-o pun. Direct, orice, știi că nu mă supăr. Mâine începe școala, sunt cu Mitică la cumpărături și vrea neapărat să-și ia niște rechizite pe care nu ni le permitem. Ai nevoie să te ajut cu bani? Nicio problemă, vorbesc cu prietena mea, Sofia, că ea are foarte mulți bani. Păi și crezi că-i dă lui Mitică? Da, dacă îi spun că e pentru un caz social și ea o să apară la TV. Da, nu o să apară. Ne vedem noi într-o zi și o filmezi ca să creadă. Perfect, când poți să ajungi? Știi că vin repede, doar numără până la 10. Mersi mult, Ana, ne vedem aici. Asta e tot. Iulian, care bagajele? Hai să mergem. Ce să car un caiet și un pix? Asta nu sunt bagaje. E stilou, nu e pix. Tot cu cerneală scrie. Bună, Mitică! Ana, de câte episoade nu te-am mai văzut? Am avut probleme mari cu sora mea, dar l-am rezolvat. Uite ce stilou șmecher mi-a luat mama pentru școală. Ce drăguț e, dar nu vrei să-ți iei și un ghiozdan? I-am fi luat, dar nu avem bani de prea multe, doar strictul necesar. Ba da, uitați aici. Nu, Ana, nu putem să luăm din banii tăi. Dar nu sunt a mei, sunt a lui Iulian. Da? Sunt ai mei? Dar de unde să aibă Iulian bani? A ajutat o prietenă de-a mea cu un proiect, doar trebuia să o filmeze și ea i-a dat bani. Stai puțin, Iulian a lucrat? Tu chiar l-ai schimbat pe copilul ăsta. Da, Mitică, am auzit cumva că voi ai un ghiozdan cu patrula cățelușilor? Da, și penar cu sclipici și jucării. Mitică, nu întinde coarda acum, fără jucării. Of, bine, doar de mai multe rechizite. Hai să mergem să-ți iei. Ultimul la raionul de caiete e un pierzător. Nu ai cum să mă întrești, mami? Ana, mersi mult de tot, era foarte trist, Mitică. Mă bucur că am putut ajuta. Te iubesc, Ana. Și eu te iubesc, Iulian. Ce mai stăm? Ai auzit ce a spus? Ultimul e pierzător. Dar nu cred că poți să mă întrești o dată la alergat. Familie, suntem acasă! Te-ai luat rechizite? Ai găsit? Da, mi-a luat de toate. O să fiu cel mai tare la școală. Ați furat? Ce bine! În sfârșit am învățat și Iulian să facă ceva. Nu, tată, copiii mei nu fac așa ceva. Dar nepoții mei, da. Sunt aceiași, nu? Mitică, dar cum de ți-ai luat atâtea? Iulian a muncit și mi-a dat mie banii. Ce-a făcut Iulian? Este adevărat, a venit Ana și a adus salariul. Și nu credeți că Ana este cumva implicată în asta? Nu, este adevărat, chiar trebuie să filmez pe o fată care m-a plătit. Cred că este altceva la mijloc. O să discut eu cu Ana când mă văd cu ea. Până atunci, eu sunt fericit că încep școala mâine. Acum că ai de toate, cred și eu, Mitică. Oricum, îmi ești dator. Nu ți-e dator. Dacă vrei să ajuți pe cineva, îl ajuți de drag. Nu ca să obții ceva în schimb. Nu o să te mai spun lui mami când faci prostii următoarele două dăți. Te-am auzit, Mitică, să-mi spui tot, că altfel ești pedepsit și tu. Iulian, scuze că am venit așa repede, dar mai știi banii pe care ți-am dat? Da, de care și-a luat Mitică rechizite. Am nevoie de ei înapoi, aparent banii erau cei furați de Bandito când era pisică. Bandito este pisică? Cum e posibil? Poveste lungă, dacă vreți să vedeți povestea cu pisica fiind Bandito, o găsiți la mine pe canal. Și cum să-ți dăm banii înapoi? Că erai de față, am luat rechizite lui Mitică. E în regulă, mă întorc la stiloul și caietul meu. Ana, ia-o. Știam eu că e șmecherie la mijloc. Iulian, chiar trebuie să te angajezi pe bune de data asta. Of, când de pic eu mereu la mijloc? Stați așa, cred că am eu ceva bani. Nu ai, i-am dat pe ultimii, că din poșeta ta i-am luat. Ai umblat în poșeta mea? Cum ți-ai permis? Păi mereu iau bani de acolo când am nevoie. O să-i pun eu lacăt. Copii,
Am eu bani. Mamă, sunt foarte mulți bani acolo, mai mult decât am dat pe rechizite. Restul să-i folosesc în timpul anului școlar. Yes, m-ai salvat bunica. Și sunt curioasă de unde ai atâția bani. Aparent, chestiile care nu sunt de valoare pe Marte, aici obții o grămadă de bani pe ele. De exemplu, pietrele de pe Marte se vând scump. Păi în cazul ăsta mă fac gropar și adun pietre de pe Marte. O să fiu bogat. Îmi pare rău dacă v-am băgat în încurcătură. Stai liniștit, Ana. Tu doar ai vrut să ajuți. Deci, păstrezi rechizitele? Da, Mitică, le păstrez. Ce tare! O să fiu cel mai tare la școală. Să știi că nu contează cu ce rechizite mergi. În sfârșit, ai zis și tu ceva înțelept. Contează să schimbi și tu hanuracul ăla. Ah, și ca de obicei, m-am înșelat. Nu este nimic drăguț în ceea ce ai zis. Ăsta e hanuracul meu preferat. Nu-l schimb. Și singurul pe care l-ai. Mai am eu geaca din armată dacă vrei, Mitică. Vechitura aia care adună moli? Crede-mă, nu mai ai. Ce ai făcut cu ea? Ceea ce ai făcut și tu cu banii din geața mea. Am făcut-o să dispară. Nu! Hai, Mitică, l-a spălat și l-a culcat că mâine începem școala. Yay! Să înceapă școala!